Salutare, salutare! Bine ați venit la un nou vlog. Băi, fraților, un vlog scurt, un clip scurt. Vreau să vă explic astăzi un principiu simplu pe care toți electricienii îl știu. La școala de electricieni, ăsta e unul dintre primele lucruri care le învață sau ar trebui să le știe. Și eu cred că ar trebui să le știe lucrul acesta toți electricienii, mecanicii, tehnicii, absolut oricine, șoferii, toți, absolut oricine umblă la baterie, oricine demontează o baterie, oricine demontează o bornă, indiferent pentru ce motiv. Așa, deci după cum vedeți aici, avem două baterii, nu? Și avem două baterii. Și la 12V, când este o singură baterie, la autoturism, la microbuze, același principiu funcționează. Deci, când trebuie să demontați o baterie, deci prima dată, sau trebuie să dați jos o bornă, să luați curentul, să... nu contează. Ori de câte ori umblați la o bornă de baterie, întrebarea care se pune, care e borna care o desfaci prima dată? Minusul sau plusul? Aici e întrebarea. Pentru că noi, dacă spuneți că e la fel, că nu contează, vă spun că contează. De fiecare dată când umblați la o baterie, ori că vreți să o demontați, ori vreți să luați o bornă jos, prima dată desfaceți minusul. Deci prima dată puneți cheia pe borna de minus. Demontați borna de minus, o puneți deoparte, o scoateți de pe baterie, o puneți deoparte să nu mai aibă contact cu polul la baterie și pe urmă desfaceți borna de plus. Și pe urmă desfaceți puntea dintre ele. Dacă aveți doar o singură baterie, la fel, prima dată se demontează borna de minus și pe urmă borna de plus, dacă e o singură baterie. De ce e foarte importantă treaba asta? Pentru că în momentul când, da, să o luăm invers, să zicem că tu vii și zici, pui, nu contează și demontezi prima dată borna de plus. Pui cheia pe borna de plus, să demontezi borna de plus. Tu riști să faci scurt circuit. Aici, pentru că bateriile au spațiu și că nu-i metal în jur, nu-i caroseria care e doar plastic și riscul e mic. Dar și aici se poate să faci scurt circuit. Așa că, pentru că tu ce faci? Demontezi cu cheia, lucrezi la borna de plus și dai cu cheia și atingi la masă, dai la caroserie, dai pe motor, atingi, oriunde. Atingi, poți să faci scurt. În schimb, dacă tu te apuci și demontezi prima dată borna de plus, de minus, scuze, aici nu poți să faci scurt, pentru că ăsta e minusul, ăsta e aceeași chestie, e masa. Tu chiar dacă dai la masă, atingi la, pe caroserie, atingi pe locul motor, pe chiuloas, pe orice atingi, nu face scurt, pentru că e masa. Ăsta nu-i plusul. Deci tu nu ai cum să faci scurt. Deci, în felul acesta, tu elimini posibilitatea de a face scurt circuit. Pentru că v-am spus, borna asta de minus, ea merge la masă, face legătura, e același lucru. Ori borna de minus, ori șasiul, caroseria, mașinii, pentru că borna asta de minus merge și se leagă la toată caroseria și la tot șasiul, la blocul motor, la absolut tot. E masa care merge peste tot. Și atunci tu nu poți să faci scurt. Ai dat borna asta frumos jos, o pui deoparte, pe urmă te apuci de plus. Aici, când te-ai apucat de plus să demontezi borna de plus, după ce ai demontat minusul, nu mai poți să faci scurt, pentru că tu ai luat masa și la caroseria nu o să mai aibă masă. Sau motorul, sau unde poți tu să faci scurt. Și în felul acesta elimini riscul de a face scurt circuit. Când montezi, în schimb, când montezi înapoi bateriile sau bateria, faci în sens invers. Montezi prima dată plusul, la fel nu poți să faci scurt nici cum pentru că nu are masă și pe urmă montezi minusul și iarăși la fel, chiar dacă atingi la masă, nu mai poți să faci scurt. Și e foarte simplu. Acum, bineînțeles, trebuie să ai grijă să nu faci scurt între cele două borne de la baterie. E logic asta. Dar tu elimini riscul de a face scurt
circuit cu caroseria sau cu șasiu, cu motor, cu orice. Înțelegeți? E foarte important, dacă respecti regula asta, dacă ți intră în cap, elimini riscul de tot de a face scurt circuit cu masa autovehicului. Înțelegeți? Și credeți-mă că sunt situații când fac scurt. Eu am făcut scurt de câteva ori de sotopit jumătate din cheie. Am atins la pe caroserie când demontam. Pentru că n-am respectat regula asta și de atunci o respect tot timpul. Așa că cam atâta. Până data viitoare, ce să vă spun? Toate cele bune și nu uitați, fiți deștepți, că de proști zace țara. Sper că acum sunteți un pic mai deștepți decât ați fost acum 5 minute. V-am salutat! Ciao, ciao, drumuri bune!